În urma cu tremurului produs în data de 14 a doua 2023, pe teritoriul județului Gorj, comisiile mixte stabilite în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Gorj au continuat evaluarea stării tehnice a imobilelor și evaluarea gradului de afectare a structurii de rezistență la clădirile cu destinație Unitate de Învățământ din municipiul Târgu Jiu, orașul Tizmana, comunele Stănești, Runcu și Arcani. Raportul de constatare transmis de Prefectura Gorj prin intermediul unui comunicat de presă arată că un număr de 14 școli au fost afectate în urma cutremurului, pe lângă cele deja prezentate. Pentru siguranța copiilor, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Gorj și a Consiliilor de Administrație a Unităților Școlare, s-a luat hotărârea ca în săptămâna 20, 24 februarie 2023, 87 de școli vor desfășura activități specifice pentru școala altfel sau săptămâna verde. 22 de instituții școlare vor începe activitatea în format fizic. Aceste unități sunt localizate în zonele de sud și de est ale județului Gorj, acolo unde nu sunt probleme și nu s-au resimțit undele seismice. Dintre cele 23, 10 sunt grădinițe de stat și particulare. Urmează ca în funcție de conjunctura seismică să se reevalueze tipul de activități pentru săptămâna 27 februarie 3 martie 2023. În această perioadă, administratorii clădirilor cu destinație unitate de învățământ vor desfășura lucrări specifice pentru îndepărtarea efectelor produse de cutremurele care s-au produs în județul Gorj. La clădirile cu destinație locuință individuală sau colectivă, unde au fost semnalate fisuri sau alte efecte ale cutremurelor, comisiile de plasate în teren nu au observat elemente ale structurilor de rezistență afectate, acolo unde există fisuri superficiale sau alte efecte ale cutremurelor apărute la construcțiile individuale, cetățenii care dețin asigurări ale imobilelor pot iniția demersurile și procedurile legale pentru despăgubire. Toate comisiile mixte sunt în teren, iar în zilele următoare vor continua activitatea de evaluare a stării tehnice a imobilelor și evaluarea gradului de afectare a structurii de rezistență la clădirile unde au fost semnalate fisuri, atât la solicitările primite din partea cetățenilor, cât și din partea autorităților locale. După verificarea din teren a stării tehnice a imobilelor și evaluarea gradului de afectare a structurii de rezistență la clădiri, se va efectua evaluarea pagubelor prin comisii conform prevederilor legale.